casa a fost tratată perspectiva cadrului legislativ pe care s-a bazat întreaga politică demografică. Volumul al doilea va fi axat pe analiza mecanismelor instituționale prin care au fost stabilite obiectivele ale acestora. Privind plastic, problema pot spune că politica demografică a regimului comunist poate fi privită în mare ca o luptă inegală între două tabere. Pe de o parte avem statul cu instituțiile sale, cu mecanismele de coerciție, de control, iar pe de cealaltă parte avem cetățeanul simplu, femeia, cu un relativ avantaj acel al terenului, spațiul privat. Femeia care trebuie să-și dezvolte în permanență mecanisme de apărare împotriva statului. În tot acest peisaj descris apare medicul. Medicul care trebuie să... care este pus în poziția ingrată de a alege între conștiința morală și profesională și etica medicală socialistă. În mare, politica demografică a regimului Ceaușescu denotă o viziune simplistă, chiar primitivă asupra populației, marcată de ignoranță, nepăsare cu un final tragic. În mare, măsura interzicerii întreruperilor de sarcină la cerere, că despre asta este vorba, nu a venit brusc. Ea a fost rezultatul unor tatonări între partea tehnocrată și partea politică, discuțiile între reprezentanții Ministerului Sănătății și conducerea politică au durat aproximativ 9 luni. Este semnificativ faptul că viziunea specialiștilor asupra problemei demografice reprezenta o alternativă reală la această simplă interzicere a avorturilor. Ceea ce a pornit ca o inițiativă internă în interiorul Ministerului Sănătății de limitare a avorturilor în scopul de a reduce efectele negative în plan medical, s-a transformat prin implicarea politicului în ceea ce a însemnat probabil cea mai brutală politică demografică din Europa, comparabilă de mulți specialiști cu ce s-a întâmplat în China, politica antinatalistă chineză. Dacă până în 1966 politica, legislația românească privind avortul a urmat în tocmai modelul sovietic, momentul 1966 apare oarecum singular, marcând pentru cazul românesc începutul unei politici nataliste brutale, cum am spus, prin instituirea controlului public asupra vieții private, legitimat de o legislație severă, lacunară, cu grave consecințe de ordin medical, social, economic, instituțional, și chiar psihologic, dacă nu la nivel individual și colectiv. Victimele decretului anti-avort, vorbesc de cifrele oficiale, peste 10.000. Vorbim aici și de avorturi și de decese materne prin risc obstetrical. Acestea întregesc tabloul general al victimelor regimului comunist. Lor, în primul rând, le dedicăm această carte. Vă mulțumesc! Iertați-mă că mai intervin două minute pentru că o parte dintre noastră
probabil nu sunt cunoscători mai amplii ai problemei. Vreau să vă spun că sună probabil pentru mulți absolut imoral că se fac avorturi. Și este imoral. Nimeni nu te scutește de imoralitatea acestui gest. Problema este însă, și imaginați-vă că sunteți oameni tineri, că în România erau interzise și contraceptivele și în toate celelalte țări este europene erau, că în România nu se făcea educație sexuală și în toate celelalte țări comuniste se făcea, că în România se făceau controle forțate la femei în fabrici la 3 luni de zile ca să înregistreze pandus să-l scot, etc. Da, oamenii nu pot să fie morali decât dacă sunt liberi. Vă mulțumim. Bună seara! Nu mă voi referi acum neapărat la cazul Franței deja menționat de Corina, dar vreau să spun câteva cuvinte despre echipa care a lucrat la acest proiect, începând cu cei doi colegi aflați acum alături de mine, Corina și Florin. Dar în spatele nostru s-a aflat o adevărată echipă care ne susține de 3 ani încoace, care a mers în arhive alături de noi, care ne-a furnizat decrete, legi și alte materiale de arhivă atât de necesare în redactarea acestui studiu. Și voi numi aici doar câțiva dintre colegi, domnul Mihai Burcea, domnișoara Adelina Țânțariu, care s-a îmbolnăvit în urma unei descinderi în arhivele Ministerului Sănătății, domnul Ștefan Bosomitu, și nu în ultimul rând conducerii institutului, care a înțeles să ne sprijine în finalizarea acestui proiect. Și așa cum spunea Florin mai devreme, în toamnă va fi vernisată o expoziție având ca temă politica demografică și sperăm noi în primăvară, cel mai târziu la începutul verii, să fie lansat și volumul 2 al acestei lucrări, care va dezvolta exact punctele pe care doamna profesoară Miroiu tocmai le-a menționat, cum funcționa acest sistem și care au fost efectele lui asupra societății. Aceasta, de fapt, a fost și miza de la care s-a plecat, să arătăm cât de extins a fost atât acest fenomen și ce impact dur a putut avea, pentru că, într-adevăr, pentru noi, la începutul acestui studiu, datorită vârstei, ne-am plecat cu, într-adevăr, foarte senini, într-un fel, fără sine ired studiu, într-adevăr, fără nicio urmă de părtinire. Iar documentele, așa cum ne s-au relevat, ne-au condus către concluziile lucrării noastre și vă asigurăm că nu am fost influențați de nimic altceva decât de realitatea documentelor pe care le-am văzut. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Să rămână și bună seara! Să-mi permite să preiau un pic ștafetele de la doamna profesoară Miroiu și să vă spun că vorbesc aici nu în calitate de istoric, ci poate de un decrețel mai în vârstă. Pentru că așa m-am simțit atunci când Corina m-a rugat să mă uit pe ceea ce ei au lucrat în vederea ceea ce urma a fi publicat. Am trimis după lectură, sau după o lectură parțială, am trimis un mail destul de agitat, văzând un plan imens, un șantier deschis, care se anunța a fi o întreprindere care, în opinia mea, trebuia să ajungă la 1000 de pagini, 1500. Am trimis un mail și am spus, nu se poate, nu puteți să faceți asta. Zice, e doar primul volum. Am reînceput lectura. Și vă rog să mă credeți că eram întrucâtva familiarizat cu ceea ce se discuta acolo, dar nu am văzut până în acel moment lucrurile într-o perspectivă atât de bine închegată, atât de proaspătă, atât de bine făcută, cu atât de multă pasiune și în același timp cu atât de mult profesionalism, aș spune. Și pentru că spunea doamna profesoară Miroiu că ei sunt dezinhibați din punctul ăsta de vedere, eu mă bucur să văd că sunt și foarte profesioniști. Adică e lucru care ne bucură întotdeauna cel mai mult și asta produce avans și ne face să fim la rândul nostru mai toleranți.
Am spus în introducere câteva lucruri pe care n-aș lucru. E o fundație extrem de temeinică pentru ceea ce va să vină. Arhivele s-au deschis târziu, amintirile se deschid cu multă greutate și aici va fi foarte dificil și pentru ei ca să scoată la iveală tot ceea ce există în memoria oamenilor, însă probabil există și căi de compensare. Arhivele au păstrat asemenea lucruri și ei s-au dovedit nu doar harnici, ci și extrem de pricepuți în a mânui instrumentele sau izvoarele. Și cred că vor reuși din această perspectivă să ne dea într-adevăr o carte de o calitate ireproșabilă. Și aici l-aș cita pe marele istoric Geoffrey Baraclou, care spunea că o istorie de bună calitate e o istorie contemporană. Nu în sensul de perioadă, ci o istorie a timpului său. Eu cred că prin acest prim volum, scris după un canon istoric extrem de modern, dar cu multiple lentile, au fost enunțate aici cele demografice, sociologice, aș adăuga psihologice, economice chiar, de politici publice, aș spune că au reușit colegii noștri să ne pună la îndemână un instrument care va fi în toate cursurile și seminariile de politică comunistă sau de istoria regimurilor politice comuniste postbelice, în cursurile de politici sociale, în cursurile de politici de gen. O să o regăsim de aici încolo în silabusurile care vor fi indicate studenților și mă bucur din suflet pentru asta. Și aș încheia prin a spune următorul lucru. Și de această dată voi fi extrem de subiectiv. E necesar să înțelegem că dincolo de criminalizarea problematicii, dincolo de ceea ce a însemnat un efect tragic, un efect dramatic pentru o societate și pentru transformarea ei, acest subiect trebuie să fie unul care să fie tratat la nivelul timpului său. De ce spun asta? Pentru că în istorie și în dezbaterea cu privire la istoria contemporană din România există o falie în momentul de față. Unii dintre istorici par a fi adepții școlii totalitare, post-totalitare. Alții par a fi revizioniști. Unii se ocupă de politică și de ideologie, alții se ocupă de cultură și de social. Această carte, bine făcută, ne arată cum putem ajunge, chiar dacă facem istorie socială, chiar dacă facem demografie, chiar dacă facem politologie, la concluzii care sunt similare. Spunea Corina în introducerea ei că Vladimir Tismăneanu a argumentat cultural-teoretic faptul că în România, după 1965, din anii 60, am avut de-a face cu un stalinism național. Uitându-se la politicile demografice ale statului român, acești autori au ajuns la aceeași concluzie. Și nu în ultimul rând, permiteți-mi să vă spun că cea mai teribilă concluzie pe care această carte ne-o dă este aceea că, într-adevăr, bărbații au fost cei care au decis asupra femeii și mai mult decât atât, și asta este dramatic, că ideologia aceea care urma să aducă mulvisata fericire pe pământ a emancipat așa de bine femeia încât a lăsat-o în condiția de a fi atât o forță de producție cât și o forță de reproducție. Vă mulțumesc și vă invit să citiți lucrarea. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit seara asta aici, domnului profesoare, domnului profesor, colegilor, și vă invit la un pahar de vin din partea casei. Mulțumesc mult! Copiii nomenclaturiști aveau liber să plece.